Bună ziua, dragi elevi! Azi vă voi prezenta prima resursă legată de prelucrarea audio-video cu ajutorul aplicației OpenShot și voi începe cu prezentarea interfeței acestei aplicații. Numele meu este Daniela Tarasă și vă invit să urmăriți în continuare această prezentare. Aplicația de prelucrare audio-video OpenShot este, de fapt, un editor video open source, disponibil pentru sistemele de operare Linux, Mac și Windows. Cu ajutorul acestei aplicații puteți crea videoclipuri, filme și animații. Aplicația are o interfață ușor de utilizat și un set bogat de funcții. Ea poate fi descărcată de la adresa pe care am precizat-o în acest slide și o vedeți acum pe ecran. Înainte de a începe să facem un videoclip, trebuie să ne pregătim fișierele media. Pentru a vă putea explica interfața aplicației, am pregătit și eu două fișiere, un fișier video și unul audio, pe care le-am descărcat de la adresele web pe care le vedeți acum pe ecran. Aplicația OpenShot Video Editor are o fereastră principală care conține majoritatea informațiilor, butoanelor și meniurilor necesare pentru editarea proiectului video. Bara principală de instrumente, pe care o găsiți afișată imediat sub bara de meniu, conține mai multe butoane. Spre exemplu, aveți un buton pentru a crea un fișier nou, pentru a deschide un proiect creat anterior și salvat pe calculator, pentru a salva proiectul aflat în lucru, butoane de anulare și refacere a operațiilor efectuate în cadrul proiectului aflat în lucru, un buton de importare a unor fișiere în cadrul proiectului, și am să mă opresc un pic aici, ca să vă arăt cum se procedează. Spre exemplu, dacă dorim să importăm un fișier video, alegem folderul în care l-am salvat, executăm click pe fișierul respectiv, observați că a fost importat. Dacă dorim să importăm un fișier audio, căutăm folderul unde l-am salvat, executăm click pe fișierul respectiv și l-am importat în proiect. Dacă dorim să importăm și o imagine, căutăm folderul în care am salvat-o, executăm click pe imagine. În acest moment am importat 3 fișiere în proiectul meu. Tot în bara principală de instrumente, mai avem un buton pentru a afișa pe ecran complet fereastra aplicației și un buton pentru a exporta proiectul într-un format video. Fereastra fișiere proiect are mai multe taburi. Dacă este activ, tabul afișează tot. Observați în fereastră cele 3 fișiere pe care le-am importat. Dacă activăm tabul video, veți observa doar fișierul de tip video. Prin activarea tabului audio, veți găsi în fereastră doar fișierul de tip audio. Prin activarea tabului imagine, veți găsi în fereastră doar fișierele pe care le-ați importat de tip imagine. O să revin la afișează tot. Exact sub această fereastră a fișierelor pe care le-ați importat în proiect, mai aveți câteva taburi. Tabul de proprietăți, tabul fișiere proiect, tabul de tranziții pe care le puteți adăuga proiectului vostru și tabul de efecte pe care le puteți adăuga. O să mă întorc la tabul fișiere proiect.
În dreapta avem zona în care putem vizualiza redarea videoclipului. O să aducem pe piste mai întâi fișierul MP4, fișierul video, apoi fișierul audio, și vom încerca să redăm acum ce am importat pe cele două piste. Observați că melodia a pornit. Ați observat că melodia a pornit mai târziu pentru că am poziționat-o un pic în dreapta fișierului video. Acesta e butonul de redare. Dacă dorim să ne întoarcem la început, acționăm butonul Salt la start. Dacă dorim să mergem la sfârșit, acționăm butonul Salt la sfârșit. Iar dacă dorim să poziționăm acest cursor, pur și simplu tragem de el și îl poziționăm unde dorim în interiorul proiectului. Observați, în acest moment, dacă l-am poziționat și pe fișierul video și pe fișierul audio, se aude și melodia. Dacă îl poziționez doar la începutul fișierului video și execut play, nu se aude nimic până când nu ajunge la fișierul audio și abia atunci imaginea va rula împreună cu sonorul, fundalul sonor. În stânga ecranului aveți câteva butoane care vă vor ajuta să editați atât fișierul video cât și fișierul audio pe secvențe. O să discutăm despre acestea în momentul în care vom crea un proiect. Toate celelalte operații pe care le veți putea realiza cu ajutorul aplicației de prelucrare audio-video OpenShot, le voi prezenta în următoarele resurse și voi prezenta și modul în care puteți realiza un montaj audio-video pe baza unui scenariu, puteți integra fișiere audio, respectiv audio-video, în alte produse, cum ar fi o prezentare, cum veți putea realiza un videoclip cu fundal muzical, având ca temă prezentarea unei activități. Până atunci, vă doresc succes!